Fostul senator de Gorj, Toni Greblă, este nașul lui Dan Bârcină. Ion Bârcină, zis Dan Goieru, a fost condamnat în 2013 la 4 ani de închisoare cu executare. Acesta a fost cercetat de Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzat că în perioada 2010-2011, alături de alte 3 persoane, au încercat să dea mită fostului președinte al ANRE și parlamentar UDMR, Olos Gergely. Firma lui Goieru primea de la Agenția Națională de Reglementare contracte pentru vânzarea energiei, iar în schimbul favorurilor, șeful ANRE primea șpagă. Instanța a decis confiscarea sumelor de 384.000 de euro și de 400.000 de lei, bani ce ar fi reprezentat mita oferită parlamentarului. În acel dosar, șeful ANRE a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Decizia nefiind definitivă, inculpații au făcut recurs, astfel că în luna iulie 2014, procesul de corupție în care este inculpat Ion Bârcină a fost reluat de Curtea de Apel București. Fostul judecător CCR, Toni Greblă, este nașul de cununie al fiicei lui Ion Bârcină. Pe de altă parte, Ion Bârcină a mai fost implicat într-un scandal. Acesta și-a petrecut o noapte în arest în 2012 după ce a fost acuzat de mărturie mincinoasă într-un dosar în care un cămătar celebru era anchetat pentru șantaj și spălare de bani. Judecătorii au decis punerea în libertate a lui Bârcină după cele 24 de ore de arest. Bârcină a fost asistat la audieri chiar de nașa lui, avocata Mihaela Greblă. De asemenea, Bârcină mai are un fiu, Paul Bârcină, acesta fiind condamnat într-o primă instanță în 2013 la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fiul lui Bârcină a fost implicat într-un conflict desfășurat într-un club din Târgu Jiu în urma altercației un bărbat de 37 de ani din municipiu fiind înjunghiat. Nici luxul orbitor de la nunta fiicei sale, Mihaela, nu poate fi trecut cu vederea. Evenimentul a transformat municipiul Târgu Jiu într-un furnicar, zeci de autoturisme de lux și 3 elicoptere ajungând în orașul de pe Jiu. Pe lângă toate acestea, tinerii au fost însoțiți de un adevărat parc auto format din autoturisme de lux, dar și de un elicopter care a survolat cerul municipiului, având agățat un banner cu poza mirilor și cu numele lor. Ion Bârcină a avut mai multe afaceri cu statul. Acesta a cumpărat de la fondul proprietății de stat societatea Antepriza de Construcții Montaj Minier printr-un interpus, respectiv Dan Cărbunaru. Societatea a intrat în faliment la scurt timp după ce a fost vândută de fondul proprietății de stat printr-o serie de afaceri dubioase în spatele cărora se afla Bârcină. Omul de afaceri de etnie romă mai este și acționar la Aviația Utilitară Petroșani. Dan Bârcină a cumpărat de la CFR stația de spălare vagoane marfă de uz general și a încheiat alte contracte cu statul.